participanții la această emisiune se invite unii pe alții în lanț. Dragi telespectatori, bine v-am găsit! În ediția de astăzi a emisiunii Discuții la 4 Oace, am avut plăcerea să o invit pe doamna Ana Vulpe, doctor în filologie, cercetător științific la Institutul de Filologie Română Bogdan Petrceicu HDU. Am invitat-o pe doamna Vulpe în legătură cu apariția unui dicționar masiv în 4 volume. Se numește Dicționar Explicativ al Limbii Române Actuale, cu sinonime, antonime, paronime și exemple. Dicționarul a apărut la editura Știința. Este coordonat de doamna doctor Ana Vulpe și implică o echipă de autori. Autori sunt Ana Vulpe, Vasile Bahnaru, Liliana Botnaru, Livia Căruntu Caraman, Viorica Molea, Maria Onofraș, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos și Lidia Vrabie. Aceștia sunt colegii noștri de la institut și cinste lor, cinste dumneavoastră, că cu eforturi comune s-a ajuns la elaborarea și editarea acestui dicționar. Dicționarul apare editat grație unui proiect magistral de editare a dicționarului, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Îi datorăm mulțumirile și recunoștința noastră domnului rector Igor Șarov, rector al Universității de Stat din Moldova, care a semnat contractul de finanțare, a încurajat și a susținut proiectul și în rezultatul acestui proiect avem 850 de exemplare editate, așa cum spuneam, de editura Știință, o editură de prestigiu, și va ajunge acest dicționar prin biblioteci, prin școli, pe la universități. Ne bucurăm foarte mult că s-a atins acest rezultat frumos. Sunt aproximativ 2000 de pagini, sunt ani de muncă, sunt ani de efort și vă mulțumim, doamna Vulpe, pentru tenacitate, consecvență, pentru succesul acestui proiect. Cum s-a lucrat la acest dicționar masiv, la 2000 de pagini de dicționar? În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitație la această emisiune, da, și vreau să vă zic că sentimentul acesta al bucuriei, al satisfacției profesionale, îl avem noi, în primul rând, autori, să zic așa, și sigur că împărtășim această bucurie cu colegii de la institut și cu toată lumea bună, da? Echipa aceasta din 9 cercetători și lexicografi este o echipă, unii dintre ei sunt cu experiență bună deja, o experiență dobândită pe parcursul a 3, chiar 4 decenii de activitate în cercetare și chiar nemijlocită în domeniu, în lexicografie și lexicologie. Alții mai puțin, cu mai puțină experiență, mai tineri, dar cu foarte mare dorință de a lucra și de a elabora anume dicționare. Au prins gustul deja, am înțeles eu, cu toate că munca la dicționar este destul, este într-adevăr foarte migăloasă, așa, multă răbdare, multă dexteritate necesită, pentru că este, mai ales într-un dicționar în care vrei să incluzi multă informație, așa, aici inclusiv și tehnica este diferită și este foarte, o muncă destul de migăloasă. Chiar poate că n-aș vrea să insist mult asupra efortului acestea
mari depuse la elaborarea unui dicționar, ci doar aș vrea să amintesc, dacă îmi permiteți, o afirmație a unui scriitor italian, da, Iulio Scaligero, care zicea că mai ușoară poate fi pentru cineva o sândă de a munci toată viața la ocnă decât aceea de a face un dicționar. Adică din toate timpurile, munca la dicționar a fost considerată o muncă așa care cere multă acribie și multă răbdare, într-adevăr. Cum am început noi să lucrăm la acest dicționar și când? Sunt deja, lucrarea a fost practic, iată, dacă să cotim de când am pornit proiectul, da, când a fost în 2014, și atât de atunci s-au scurs, sunt 8 ani de zile de când tot am muncit și am muncit la această lucrare, la acest dicționar, ca până la urmă să nu ne vină a crede că a ieșit o lucrare atât de mare, da? Pentru că ne gândeam să fie o lucrare, în primul rând, să aibă anumite să se deosebească cumva de alte lucrări, într-un fel. Și având denumirea aceasta de dicționare explicative ale limbii române actuale, în primul rând, dacă e actuală, ne-am gândit că ar fi bine, într-adevăr, să fie un inventar de cuvinte, inclusiv actuale, de actualitate, un dicționar cu multe elemente neologice intrate relativ. Două, trei decenii acum, da, de când vocabularul limbii române s-a schimbat inimaginabil, adică a suferit modificări enorme în virtutea evoluției societății, în virtutea cu circumstanțelor, relațiilor economice, culturale și așa mai departe. Și dicționarul pare să fie mare, adică sunt 4 volume, cum ați spus, într-adevăr, aproape 2000 de pagini, și cuprinde peste 60.000 de cuvinte și locuțiuni. Printre acestea sunt, în primul rând, sigur că este vorba și de lexicul de bază, lexicul general al limbii, care, pentru că este un dicționar pentru publicul larg. Mai întâi aș menționa că orice dicționar, sau când se procede la elaborarea unui dicționar, întâi te gândești la destinatarul, cui, pentru cine face acest dicționar. Și ne-am gândit să fie un dicționar pentru publicul larg, da? Prin urmare, aici am inclus atât elemente din lexicul general al limbii, cât și elemente din lexicul special. Și din lexicul special am inclus și unele regionalisme, unele cuvinte, elemente populare, dialectisme, dar mai mult am inclus elemente neologice. Adică am acordat atenție în special cuvintelor intrate relativ nu de mult în limbă. Ori, anume prin aceasta și se deosebește acest dicționar, că nu am, este mare, este voluminos, dar nu am inclus foarte multe elemente, să zicem, regionalisme, cuvinte învechite, aproape că nu găsim mai în acest dicționar, arhaisme, da? Ne-am axat mai mult pe lexicul de actualitate. Sunt și multe elemente, să zicem, inovatoare ar fi în acest dicționar, dacă ne gândim și la informația complexă pe care o cuprinde acest dicționar. Deci, pe lângă inventarul de cuvinte care îl avem, am spus că și este și el neologic, în special din domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt acum, fără asta nu putem în ziua de astăzi, da? Elemente din finanțe, să zicem, din domeniul finanței poate fi. Și pe lângă această informație, într-o paranteză pătrată, așa înainte de definiție, ne-am gândit să dăm și unele dificultăți. Dificultăți, adică să fie, într-adevăr, să fie foarte util pentru orice consumator, în special pentru elevi, studenții și tineretul studios. Am inclus dificultăți de pronunție,
În special dacă sunt cuvinte, la cuvintele străine, în special cuvintele împrumutate recent. Avem elemente de pronunție, avem elemente de silabație, acolo unde este dificultate, să zicem, avem biblioteca, să zicem, da? Și unii pot să facă silabarea aceasta între bibliotecă, dar de fapt corect este bi-bli, deci asta bl nu se desparte. Adică am acordat atenție și la aceste elemente. În plus, avem dificultăți de ordin morfologic, să zicem, da? Am pus genitiv dativul la unele substantive care, la fel, provoacă îndoiele. Să zicem, dacă luăm bibliografie, da? La genitiv dativ ar fi bibliografii ei și nu bibliografii ei. Că știm că genitiv dativ se formează de la plural, de fapt, pluralul substantivului. Dar aici este o excepție, mai ales substantivele în ei formează. Și de acum avem variante în paranteză pătrată, avem etimologie tot aici, după care urmează definiția. Și aici la definiție, la fel, avem de precizat câte ceva. În primul rând, când am, în general, în cadrul sectorului de lexicologie și lexicografie, la dicționare explicative, urmăm sau suntem adepții unor principii științifice pe care le-a elaborat încă academicianul Silviu Berejan. S-a ținut cont la elaborarea dicționarului explicativ al limbii moldovenești, pe atunci era în anii 90, anii 70-80 chiar, pentru că primul volum a apărut în 77, al doilea a apărut în 87 tocmai. Și iată, tocmai la acest al doilea volum s-au făcut așa o revoluție în procesul de elaborare a dicționarelor. S-au propus niște principii științifice de care s-a ținut cont strict. Și iată, aceste principii ne călăuzim și noi la elaborarea dicționarelor explicative. Pot să aduc niște exemple, da? Dacă e vorba de definiții la principiile de care am ținut cont, la elaborarea, în special la definirea cuvintelor, la explicație. În primul rând, s-a ținut cont de faptul ca definiția să fie analitică, adică să nu fie explicat un cuvânt printr-un sinonim simplu. În felul ăsta, dacă le explici printr-un sinonim, atunci cercul este închis. Da. Nu vedem până la urmă unde este definiția. Să zicem a abroga verbul, da? Și văd în unele dicționare, este dat a anula o lege, un decret, o hotărâre. Dar a anula, de fapt, este sinonimul lui abroga. Prin urmare, unde este definiția? Și iată, noi am ținut cont, mai ales la verbi, am ținut cont foarte strict de acest lucru. Deci a abroga ar fi a anula o lege. Deci mai este o chestie aici privind anume contextul. Deci tot ce ține de context, mai ales la verbe, mă refer la verbe, verbele tranzitive în special, ceea ce ține de context este absolut delimitat de definiție. Nu pot să nimerească elementele contextului în definiție, că la fel este un neajuns al unor dicționare explicative. Vorbeam de verbul abroga, un exemplu, da? Unele dicționare dau a abroga, am zis o lege, o hotărâre, da. O decizie, da? Și a anula o lege, o decizie. Și iată, o lege, o decizie, o hotărâre, asta e contextul. Atunci, care este definiția până la urmă? La definiția trebuie să fie, de fapt, a declara nul. Asta e definiția, declara nul. Și sinonimul să fie a anula, a revoca și așa mai departe. Deci, de lucrul ăsta s-am ținut cont foarte mult și este un lucru important după noi, pentru că felul ăsta delimităm contextul de definiția propriu-zisă a cuvântului. Da, uite, un criteriu metodologic esențial. Exact. În alcătuirea acestui dicționar. Și nu doar noi am ținut cont de lucrul ăsta și în alte lucrări care le-am mai elaborat înainte la un dicționar explicativ etimologic în 2007, explicativ și etimologic, așa, în 2007, care a apărut. Dicționar explicativ tematic, care a apărut tot în cadrul sectorului în 2020. Și este un lucru, într-adevăr, esențial și chiar
cu riscul de a nu fi înțeleși de unii, chiar de unii specialiști. De, că, ce fel de explicație asta? Cum, de ce nu merg cu elementele codec în definiție? Păi nu poate fi lucrul ăsta, că atunci nu înțelegem până la urmă care este contextul, cum putem să-l folosim. Ori contextul doar vine să comprenească definiția, să arate un model de utilizare a cuvântului respectiv în limbă. Da, să o nuanseze, să arate locul exact. Așa este, da. Eu am deschis la întâmplare un volum și am ajuns aici la litera RZ. Ultimul volum. Da, ultimul volum. Iată ce regăsim noi pe două pagini. Tipărire, tipărit, tipărit, tipăritură, tipesă, femeie care trezește o atitudine negativă prin comportare dubioasă. O tipesă a provocat gălăgie în stație. Iată și contextul. Tipic și tipic. Tipicar, atipiza, tipizare, tipizat, tipo, element de compunere, însemnând imprimat, matriță, tip. Tipografie, tipografic, tipograf, tipologic, tipologie, tipometrie. Procedeu de reproducere de hărți și figuri geometrice folosind forme compuse din elemente tipografice și clișee. Tipometru, tips, un substantiv care vine din engleză. Uh-huh. Sfat practic, reprezentanții firmei au dat mai multe tipsuri. Nu știam de cuvântul ăsta. Da, este practic un element, un cuvânt nou. Da, și poate că nu este atât de frecvent, dar este deja atestat în diferite texte, în mass media. Tipsie, tipsioară, tiptil, tipul A, sunt țar foarte mare. Văd că accentul cade pe A. Sunt țar foarte mare cu o largă răspândire pe glob, care trăiește în locuri umede sau umbroase și a cărui larvă produce pagube. Tir, cu două sensuri, tiradă, tiraj, tiralior, tiramină, amină biogenă, cu puternică activitate fiziologică, foarte toxică, ce se găsește în cornul de secară sau se formează din tirozină, sub acțiunea unor enzime. Și un cuvânt care ne place tuturor, tiramisu. Da. Prăjitură de origine italiană. Pe bază de brânză, ouă, biscuiți cu aromă de cafea și lichior de cacao. La micul dejun am luat o cafea și tiramisu. Tiran. Da, alături două cuvinte care, da, care unul ne place foarte mult, celălalt. Așa este, da. Tiranic, tiranie, a tiraniza, tiranizare și da, tiranozaur. Vedeți, și asta e important, avem cuibul de cuvinte până la urmă, da, așa? Dacă este, s-a ținut cont și de procesul de derivare, derivațional. Da, avem toată serie de cuvinte care țin prezentarea ontică a vocabularului. Realitatea, deci, care este absolut, toate cuvintele au fost înregistrate în... La verb, totdeauna avem și toate deverbale și infinitivul lung și participiul care s-a adjectivizat și avem toate formele. Mă întreb câți dintre utilizatorii sau mai bine zis consumatorii de vin știu ce înseamnă tirighie. Substanță sedimentată, cu aspect sticlos, cu gust acru, rămasă pe pereții butoaielor după ce s-a scurs vinul. Tirighie. Tirighie. Și nu are nicio nuanță popular sau ceva. E un termen. Că, credeți că știu toate cuvintele de la A la Z care le-am introdus aici în dicționar? Până la urmă nimeni nu cunoaște vocabularul în toată plinătatea lui, exhaustiv, așa? Deci aici sunt dicționarele, apelăm la el cât mai des, acolo unde nu știm, unde nu cunoaștem. Da, sau tirfor, tirfoare, clește special pentru îmbinarea tuburilor mari de beton armat sau de azbuciment.
Foarte multe. Termen din construcție, da? Da, adică termeni din construcție. Sunt și termeni, într-adevăr, sunt termeni, da. Plus și termeni din diferite domenii, așa, care să... Sau tiralior, soldată din infanterie, însărcinat cu misiuni de cercetare. Da, deschis, din diferite domenii. La întâmplare, la, da, și la literatie și câte noutăți. Și deja sunt necunoscute, da? Da, da, câte noutăți. Aici aș zice că sunt o serie de cuvinte care, hai să zicem că, nu știu, nu am verificat câte ar putea, într-adevăr, exista înregistrate, ar fi înregistrate doar în dicționarul nostru, da? Până acum, da, nu sunt înregistrate de alte dicționare. Dar ocazional așa am răsfoit și chiar am vrut să verific. Și mă uitam cuvântul Facebook. Nu l-am găsit că nici într-un dicționar, atât noi l-am inclus deja în dicționarul acesta. El apare, este în 2021, dar fără explicație, că domnul dă numai valorile gramaticale și morfologice. Ori noi îl avem deja cu explicații sau alt termen din domeniul tehnologiilor care este foarte și foarte, sunt foarte și foarte utilizați. Le cunosc copiii din clasa 1, stick. Da, da. Nicăieri nu, iar nu este stick înregistrat și explicat. Îl avem aici. Ce frumos. E vorba de niște împrumuturi aici, da? Dar sunt și o serie de cuvinte care există în limbă, dar care au acumulat sensuri noi, deci niște achiziții semantice. Să zicem, la fel, am luat niște cuvinte foarte cunoscute. Mesagerie. Deci, da, mesagerie este... cuvântul este înregistrat în alte dicționare existente, da? Dar cu sensul de oficiu sau întreprindere care dirijează transportarea unor mărfuri prin diferite mijloace de transport, ceva de felul ăsta. În schimb, mesagerie cu sensul de care îl cunoaștem noi, sistem de transmitere a informațiilor instantaneu mai mulțor utilizatori, așa, care, da, folosesc internetul, mesagerie. Ori, de ce nu este în alte dicționare? Noi l-am găsit și l-am înregistrat și îl avem cu definiția respectivă. Sau, de fapt, mă gândeam acum și la messenger chiar. Da. Vedeți? Mesagerie, cam pare mi se de acum, trece pe planul 2, mai mulți folosește messenger. S-ar putea că să în scurt timp să nimerească și asta într-un dicționar. Messenger și poate mesageria să treacă planul 2, adică mai puțin utilizat. Mai ales tineretul studios, mai mult messenger, zic, da, care învață engleza. Da. Și în felul ăsta, chiar dacă unele cuvinte care sunt încă utilizate foarte des acum, încă n-am reușit să le înregistrăm, chiar n-am reușit, pentru că dicționarul a fost elaborat, terminat practic în anul 20-21, de acum mai definitivat așa niște. Și până la urmă el, chiar dacă a apărut acum, la nivel de vocabular, s-ar părea un pic depășit deja, știți? Adică avem deja o listă de cuvinte care își așteaptă rândul să nimerească într-un dicționar. Pentru că limba evoluează foarte repede și practic, dicționarul este o carte care niciodată n-a fost terminată, spunea cineva, și într-adevăr este. Ea continuă și continuă să fie la, da, o nouă ediție, să fie reactualizată, să fie... Limba e dinamică. Ce raport există între uz și normă? Cum uzul a intrat în normă în acest dicționar? În ce măsură? Sigur că am analizat textele, presa, mass media, online și tipărită, și ca să vedem totuși care este frecvența cuvântului înainte de a-l introduce într-un dicționar. Și până la urmă, chiar dacă unele cuvinte vor ieși din uz sau nu vor fi utilizate, rezistența în timp care va fi, vom vedea până la urmă. Dar ele au fost înregistrate pentru că au fost, în momentul elaborării dicționarilor, sunt utilizate. Sunt utilizate, poate, frecvența, poate nu chiar la nivel de uz așa colocvial, da? Dar la nivel de
publicații, să zicem, de natură științifică sau de natură publicistică, l-am întâlnit și cuvântul este introdus. Și din englezism chiar am mai introdus cuvinte împrumuturi, pentru că, de la fel, pentru că sunt utilizate. Și iată, vedeți, în cazul ăsta, într-adevăr, zicem că norma, uzul determină norma, adică, da, le-am inclus că sunt necesare, mai ales în cazul în care altfel nu pot spune decât așa. Da, avem pizza, avem obiectul, avem cuvântul. Dar pentru englezismele care au echivalent în limba română, credeți că e necesar să fie incluse? Sinonimia, până la urmă, este un lucru frumos și bun, da? Evităm în felul ăsta repetarea în comunicare. Ori limba română a fost și este o limbă foarte permisivă la împrumuturi. Adică a acceptat împrumuturile de... Până la urmă, rezistența în timp a unui sau altui cuvânt se va vedea care va fi și va fi adaptat și adoptat cuvântul sau va trece pe planul 2 și a fi uitat și așa mai departe. Ori acum, cu aceste multe englezizi pe care le avem noi, vedeți că este și situația, așa, condițiile sunt, da? Ori a fost, în limba română au fost perioade când foarte multe franțuzisme erau, da. Turcisme foarte multe, grecisme foarte multe, acum este perioada englezismilor și lucrurile se explică foarte ușor. S-au deschis hotarele, tineretul pleacă, vine, relații culturale, economice dintre state, ori limba engleză este limba hegemon, este limba utilizată, practic limba de comunicare între state. Și în felul ăsta, da, vin și cuvinte multe care sunt sinonime, așa numitele sinonime de lux. Deci sunt sinonime de necesitate. Da. Când nu avem, a venit obiectul și vine și cuvântul, iată stick, am dat exemplu, da? Da. Altfel da. Nu putem, dispozitivul acela pe care noi stocăm informația. Mai este și flash, da, drept că toți sunt sinonime, dar mai mult se folosește stick, dacă nu uz așa. Deci este un cuvânt, un sinonim absolut, un împrumut absolut necesar. Da, dar spre exemplu, coffee break, pauza de cafea, în multe programe exact. Ale conferințelor se utilizează acest englezism când poate fi utilizat cu bine pauză de echivalent cafea. Românesc, exact. Pauză de cafea. Nu știu, plăcerea, eu am un frison în sensul ăsta. Eu tot nu sunt adeptă chiar atât a uneori le numesc barbarisme chiar, da, cuvintele care... Da. Pentru că avem, este cuvântul, iată chiar și același look. Da. Avem imagine, avem aspect, avem look, da. Look și este foarte utilizat acest look. Da, și-a schimbat look-ul. Nimeni nu poate să îngrădească, să închidă gura cuiva, vorba aceea, da? Utilizatorul folosește, vorbitorul folosește, îi place, folosește. Până la a intra un cuvânt în dicționar, tot mai trece un anumit filtre, așa, nu chiar din stradă, imediat l-am auzit și l-am și pus în dicționar, da? Adică cât e de impactant acest cuvânt în plan social, cât e de frecvent, cât e de utilizabil, da? Cam asta ar evident, fi criteriul. Evident, ar fi frecvența. 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 Frecvența, da, frecvența, pentru că altfel... Dacă numai cineva i-a trăsnit undeva și a folosit cuvântul, păi nu te apuci să-l pui în dicționare sau să-l... Pentru că în 2003 am văzut câteva englezisme pentru mine aproape necunoscute. Nu sunt niște cuvinte des folosite în contexte... Obișnuite, așa, da. Colocviale, să zicem, da. Da, nu țin de stringență, de necesitate, de urgență, dar sunt incluse în 2003. Ar putea să fie din domenii pe care nu le cunoaștem, că nu cunoaștem poate. Toate domeniile noi, probabil, și domeniul respectiv este utilizat și este necesar a fi introdus și a fi cunoscut și a fi bănuiesc și să analizați și lucrurile astea din... Că, zic, absolut, nimeni nu cunoaște cuvintele inepuizabile, acest bagaj de cuvinte a limbii române care este foarte mare și... Dar
Totdeauna am tins spre acest deziderat să cunoaștem. Și iată, pentru a cunoaște, avem în ajutor ce? Dicționarele. Trebuie să apelăm cât mai des la ele și în felul ăsta ne îmbogățim și vocabularul. Ori aici am la nu degeaba este numit dicționar explicativ al limbii române actuale cu sinonime, antonime, paronime și exemple, da? Am zis că sinonime, da, mai toate dicționarele dau sinonime la definiție, după definiție. Ori antonime mai puțin, adică nu mai puțin, dar chiar nu am văzut o lucrare dicționar explicativ în care să fie dat alături și antonimul. Asta este credem că este o plusvaloare deosebită pentru acest dicționar, pentru că cititorul are la îndemână de imediat, a văzut, mai ales elevul, studentul, da. A văzut sinonimul și a văzut alături și antonimul. Este clar că lucrul ăsta a necesitat multă muncă, multă selecție, multă... și totodată are și paronimul. În cazul în care se atestă, da. Paronim pentru, să zicem, formal și formar, dacă așa la... au adică îmi vine în minte. Să nu se confunde formalul cu formal. Uneori vorbitorul când confundă pe cel mai puțin cunoscut, da. În locul celui mai puțin cunoscut, îl folosește pe cel cunoscut. Și sigur că aici depinde și de nivelul de instruire al vorbitorului, că mai sunt și astăzi care mai confundă oralul cu orarul, să zicem, da. Deci asta este de acum, dar sunt cuvinte, termeni mai ales, s-au intrat de curând în limbă care, într-adevăr, pot fi confundați dintr-o anumită perspectivă. Da, e foarte generos în explicații dicționarul. Mă uit la cuvântul ureche. Se dă explicația cuvântului și o serie de exemple. Hai, ajunge cuiva la ureche. Expresii, da. O serie, da. De expresii fraziologice, într-adevăr, sunt multe. Ai intra cuiva pe ureche și ai ieșit pe alta. Sau tare sau fudul de urechi. A fi într-o ureche, până peste urechi. A trage cu urechea. Ai rupe cuiva urechile. Ai roade cuiva urechile. A asculta numai cu o ureche. A avea urechi de cârpă. A fi urechea dracului. A fi urechea lui Dumnezeu. A fi urechea târgului, ai se lungi urechile, ai trece ceva pe la ureche, ai pune cuiva flori după ureche, a râde cu gura până la urechi, a se culca pe ureche, aș ascuți, aș ciuli urechile, a scăpa ca prin urechile acului, a avea ureche muzicală, a fi fudul de urechi, urechea cizmei, urechea babei. Astea deja sunt termeni, probabil, termeni. Da? Plante, da. Sau ce sunt? Da, urechea iepurilor, plantă ierbaceei cu tulpină erectă, ramificată, etc., etc. Urechea ursului, urechea șoarecelui, urechea porcului, cu definițiile de rigoare. Cu explicațiile de rigoare, da. Mai ales cuvintele din lexicul general, într-adevăr, au foarte multe expresii fraziologice. Chiar și picior, mână, luați orice cuvânt, cap, și o să vedeți o sumedenie de expresii fraziologice care sunt atestate și sunt explicate. Dacă mai puneam în calcul și numărul de expresii fraziologice, atunci nu erau 60, erau nu știu câte mii, da. Da, eu mă întrebam de ce unele cuvinte sunt însoțite de despărțire în silabe, altele nu. Și explicația noastră este una rezonabilă. Sunt, într-adevăr, cuvinte care provoacă anumite dificultăți. Vistiernic. Vistier. Am fi tentat să zicem... Să spun ca diftongă. Vistiernic. Da. Că
dar da, el de fapt este vesti iernică, poate. Da, pentru un elev, pentru un student, e mană cerească acest dicționar, explicații atât de clarificatoare și... Ce impasuri ați avut? Unde a fost greu cel mare, doamna Vulpe, la elaborarea acestui dicționar? Știți că dacă am... Inițial am zis că să facem într-adevăr un dicționar foarte și foarte util, în primul rând, și un dicționar care să aibă plus valoare, adică pe lângă definiție să dăm și alte informații. Ori tocmai aceste informații pe care le-am dat, anume chiar și antonimile, a trebuit să verificăm foarte atent, să vedem că e foarte greu uneori antonimul se antonimizează, dar în diferite sensuri. Deci trebuie să-i găsim sensul, mai ales la cuvintele polisemance. Uneori avem același antonim la toate sensurile, s-ar putea să fie, dar la fel este sensuri diferite, dar cuvântul este același. Da. Da. Uneori, alteori, doar într-un anumit sens se antonimizează cu. Deci aici, la relațiile astea de sinonimie și antonimie, chiar a fost un proces destul de anevoios în prezentarea lor în dicționar. Deci așa am lucrat. Noi am lucrat, inițial am elaborat dicționarul așa și apoi am făcut o revizie, o redactare pe procese. Inițial sinonimizarea, apoi antonimizarea, apoi paronimile, văzut, apoi variantele, apoi să vedem dificultățile dacă sunt morfologice, care am spus, sau de silabare, sau de... A nevoie sunt într-adevăr adorat, pentru că chiar dacă până la urmă ne săturasem de atâta, zic, de la am pune punct și gata. Un regret avem la personal, am la acest dicționar, că nu am reușit să-l racordăm la normele ortografice din 2003, de acum, că dicționarul era elaborat când a apărut 2003, de acum, da, și... Dar acum, dacă lucrarea va fi digitalizată, deci ușor se vor putea face remanierile acestea și chiar reactualizat și completat. Da, tehnologiile informaționale de acum ne permit foarte repede să putem metodele acestea, să le putem aduce la zi, să putem facem schimbările necesare, corectările necesare. Sunt și abia așteptăm să-l și vedem în variantă electronică pe platforma aceasta de Exifere, în care pe urmă să încetșor să-l adaptăm și la normele ortografice respective și să fie într-adevăr un dicționar util și foarte util pentru publicul larg. Da, într-adevăr, cuvinte pe care le utilizăm și venite din engleză, mă gândeam la englezisme, care ar mai fi necesare, spre exemplu, taguri. Da, din tehnologie informațională, că sunt foarte multe din tehnologie, pentru că... Da, le utilizăm. Asta e viața noastră în ziua de azi, cu tehnologiile informaționale. Tagging. Da, atașarea unui tag. Utilizarea unui nickname sau a unui element de identificare ca semnătură. Nickname, alt cuvânt. Da. Asta e evoluția vocabularului. Asta este zilele noastre. Este o perioadă din vocabular, din limbă, când a evoluat spectaculos vocabularul. Da? Deși nu s-a făcut chiar o revoluție în vocabular, să zic, dar s-a îmbogățit enorm în această perioadă, în ultimii 30 de ani, să zic așa, da. Și un subiect sensibil, criteriul genurial, aici cum a fost respectat? Dacă o luați, găsiți un cuvânt așa care ar avea și masculinul și femininul, în general ne-am străduit, sunt date și formele de feminin în mare parte sunt date, pentru că și nu zic că acum de când este procesul acesta de respectare a femininului, mai ales la denumirile de profesii. În general, chiar vorbeam de dicționarul din
87, care a apărut, da, sub egida lexicografului savantului Silviu Berejan. Chiar atunci confruntând, am văzut că sunt foarte multe date și la formă de feminin. Deci s-a respectat, anume, elementul acesta ontologic. Aici încă nu am reușit chiar să facem așa o revizie sub acest aspect și să prezentăm, dacă să ținem cont și de clasificatorul care norma, da? Da. Că am văzut că și în 2003 au apărut foarte multe substantive denumiri de profesii feminine. Adică se ține cont și de că... Cred că cele mai multe sunt în 2003. Da, da. Cele mai multe noutăți în acest sens. Dacă dicționarul le recomandă, trebuie folosite și ne vom obișnui și nu ne va părea că ne taie auzul, că nu ne place, că ministrul nu e bine, că nu sună frumos, că nu... Cine vrea folosește, cine nu, nu, dar norma este. Da. Părerile sunt împărțite aici. Dicționarul ne oferă prilejul de a le folosi, dar dacă noi dorim să ne numim filologi și nu filologi, da, da, dar... Povestiți-ne, doamna Vulpe, despre sectorul la care munciți, pe care îl coordonați, pe care îl dirijați cu măiestrie, trebuie să adaug. Ați încheiat un proiect excepțional. Care este următorul pas? Ce se mai poate face în materie de dicționare? Da. Voiam mai întâi să zic că sectorul nostru în ziua acum, actualmente, numără câți? 8, pare mi se, suntem. Da, sunt vreo 2-3 tineri deja, da, care spuneam că au prins gust și s-au integrat și lucrează și chiar îmi place cum au prins acest gust și cum, văzând după lucruri care l-au făcut, așa, le-am dat așa, i-am aruncat deodată în, știți, aveți litera, faceți-o, elaborați-o și, sigur, cu anumite îndrumări, cu anumite sfaturi, cu rectificări, cu redactări, dar s-au descurcat până la urmă, după ce am mai făcut și un pic de revizie, dar a ieșit bine. Și zic că noi am... Putem să ne lăudăm puțin că am mai făcut anterior două dicționare care la fel sunt nu că unice, dar se deosebesc. Mă gândesc la dicționarul explicativ tematic, în primul rând, care da. Iarăși o achiziție nu tot am văzut o lucrare așa care să fie prezentate cuvintele nu în ordine alfabetică, dar după anumite teme, care la fel este foarte util pentru, din punct de vedere didactic. Anul trecut, da, mai ales, da, în 21. Și mai ales pentru cei care însușesc limba română și în special ca limbă nematernă sau limbă străină, să zicem, da, sunt date cuvintele după teme. Da. Așa cum ar, pentru că până la urmă, da, dicționarul este univers, zicem, un dicționar este universul în ordine alfabetică, dar sunt și dicționare care nu în ordine alfabetică, dar ortocmai este ideografic și se mai numesc. Ortocmai este, sunt foarte importante pentru procesul de însușire a unei limbi. La fel am mai elaborat dicționarul de cuvinte, locuțiuni și expresii echivalente. Iarăși e un dicționar neordinar, în sensul că s-a dat cuvântul și apoi avem acolo sinonimul și în continuare avem cuvintele, îmbinările de cuvinte care ar fi echivalente cu acestea, da? Și la fel este așa, avem cuvântul și acolo apar toate expresiile frazeologice care țin anume de ar fi sinonimizat cu cuvântul respectiv. Sunt anumite gradualități, să zicem, da? La fel este neordinar așa după din punctul meu de vedere acest dicționar. Avem dicționarul de față în 4 volume care am zis că este așa actualizat și am insistat anume asupra unor
unei game largi de informații care am spus că pronunții, silabații și mai departe și după definiție avem sinonime, antonime și avem și paronime și exemple. Adică este un dicționar care oricum că cineva zicea că ce ne mai trebuie alte dicționare dacă sunt atât dicționare. Avem Dexul, avem celălalt, avem celălalt. Da. Dar până la urmă limba evoluează și anume, în primul rând, prin inventar, poți să deosebească un dicționar și prin destinatar, adică și chiar și prin informația care am dat-o, suplimentară, deci care nu avem în alte dicționare. Acum, aceste dicționare, toate care le-am realizat, și nu sunt toate, pentru că am uitat să spun de dicționarul de cuvinte și sensuri noi, în 2016, care a apărut, ori acela a fost vărsat și aici, adică să fie un dicționar mare. Și acum avem în sarcină să toate aceste dicționare să le punem pe platformă, să avem o platformă noastră a Institutului, și ea și este deja, dexifere.md, în care să încărcăm aceste dicționare, să fie într-adevăr pentru publicul larg, așa, mai ales celelalte dicționare au fost editate într-un număr foarte mic. Așa este. Ăsta are un tiraj, hai să zicem, mai mare, da? Cât de cât, 850 cât a fost. Celelalte sunt puține și de aceea ele trebuie neapărat puse în variantă electronică, digitalizate și până la urmă să fie în acces liber așa pentru consumator, pentru cititor. Și este o muncă enormă și aici pentru că mai ales dicționarele care au fost elaborate, un dicționar explicativ al limbii române uzuale, în 99 când a apărut sub conducerea regretatul Silviu Berejan. Acest dicționar a trebuit să-l facem mai întâi să-l scanăm, că deja în variantă electronică nu era pe atunci, nici nu lucram în variantă electronică, lucram pe fișe, pe da, era un lucru da. Și mai migălos decât. Și a fost trebuit să-l scanăm, apoi să-l verificăm și apoi să-l introducem, să-l încălcăm în platforma aceasta. Dar am făcut-o și pe asta și un dicționar de sinonime deja l-am încărcat, dicționarul de cuvinte și sensuri noi l-am încărcat și ăsta am început să-l încărcăm și pe dicționarul ăsta în 4 volume, ca să avem așa o platformă de dexifere care să... Și mai avem de lucru aici, abia am început, dar zic când vor fi deja încărcate, mai ales ăsta, cred că vom procede la să-l reactualizăm la normele ortografice existente. Acum să-l readucem la aceasta ca să fie într-adevăr un dicționar așa să aibă valoarea lui. Nu am remarcat dacă în dicționar sunt cumva și exemple din literatură extrase. Cred că cele mai multe sunt contribuția autorului. Da. Sunt în mare parte sunt exemple așa de autor, să zic, da, sau redacționale, se mai numesc ele, mai ales îmbinările de cuvinte simple care sunt date. O bună parte din exemple sunt extrase din texte din mass media, din online sau tipărite, da? sau doar niște fragmente de exemple, nu chiar integral fraza, să zicem, am ales așa ceea ce ne convine în cazul respectiv. Iar unele sunt tot așa, poate nu integral, sunt preluate din Corolla. Da, acolo sunt multe exemple, am luat și chiar este un program, un site foarte bun pentru de a utiliza anume, de a găsi un cuvânt, un exemplu. Ne-a prins bine acest Corolla, da? Este foarte exemple. Sigur că sunt și câteva din literatură, din Creangă, mai sunt câteva așa din Vasile Alexandrie, sunt în măsura în care mai ales cuvinte care țin de folclor, le-am găsit acolo Creangă și am pus. Dar în mare parte le sunt exemple așa redacționale. Sunt așa... Unele mai mari, unele mai mici. Acolo unde cuvântul, să zicem, are foarte clar contextul, să zicem, a alfabetiza.
adică a învăța scrisul și citul pe cineva, pe cine? Persoane analfabete. Deci este foarte clar, aceste persoane analfabete au nimerit indicație înainte de definiție și este clar că ăsta e contextul. Și nu mai are deja un alt exemplu după definiție. Mai ales la verbe, sunt o serie din astea care zic că nu absolut orice cuvânt și orice sens are un exemplu. Acolo unde lipsește, să zicem, indicația din înainte de definiție. Da, unde cere... Da, unde este nevoie să comprinească definiția, să aducă, să-i dăm mostre de utilizare în context pentru cititor, să fie mai clară definiția. Da, un proiect într-adevăr colosal și cronofag și solicitant, pentru că să lucrezi la fiecare cuvânt, să sapi și în etimologie, și semantică, și morfologie, e o muncă enormă. Bine, aici dicționarele, de fapt orice lucrare, dar în special dicționarele nu vin din neant și nu vin pe loc gol niciodată, adică noi am, fără doar și poate că avem la bază tradiția lexicografică românească, avem la bază lucrări lexicografice care au fost elaborate și avem, adică avem la bază strădanile predecesorului lexicografii în toate timpurile, așa, și sunt cazuri când noi absolut nu pretindem să fim originali în definiție, da? Pentru că nu poți altfel să definești decât așa cuvântul și da, așa este da. În toate dicționarele. În acest context chiar vreau să amintesc de Sextil Pușcariu, care zicea că nu pretinde să, așa parafrazez puțin, să fim originali acolo unde o compilație este mai de folos pentru cititor. Și sigur că la bază avem anume tradiția lexicografică de aici, de la noi, de peste Prut, lucrări bune, frumoase, la care le-am consultat, fără doar și poate, le-am... Așa că la... Doar ceea ce am făcut în special este, zic, ce deosebește, relațiile de sinonimie și de antonimie care le-am adus aici, dificultățile, dar iarăși la fel consultăm dicționarele. Am dificultățile astea morfologice, de silabație, de unii le-am consultat în dicționarul ortografic. Doar le-am adus aici ca să fie pentru cititor comod, să... cazurile speciale le-am inclus aici. În... Da, cei mai mulți dintre noi sunt obișnuiți să pună pe Google Dex online și să caute definiția. Haideți să-i convingem că e mai bine să punem mâna pe dicționar decât să se uite Ori acesta încă nu este pe Google online, așa că ar putea să cuvintele da. care nu sunt în altă parte le găsi deocamdată aici. Da, așa? Le găsim aici cu sinonime, cu paronime, cu antonime, cu exemple, cu referințe etimologice. Așadar, un instrument foarte util și elevilor, și studenților, și profesorilor, și filologilor, și tuturor celor care doresc să vorbească, să se exprime corect în limba română. Tinzând să ne îmbogățim vocabularul, ne ridicăm nivelul de cultură, într-adevăr, și în felul ăsta, ori Constantin noi că zicea că un om cult se măsoară și după numărul de dicționare pe care le are în bibliotecă și așa de augaș pe care le consultă. Probabil că ăsta este un deziderat la care trebuie să tindem fiecare. Da, îmi imaginez cum ar fi arătat dicționarul ăsta într-un singur volum. E bine că s-a segmentat așa încât să fie ușor de utilizat. Da, este adevărat, mai ușor. Că am acasă dicționarul explicativ ilustrat într-un volum. Păi un dicționar așa foarte greu, nici nu-l urnesc de pe masă, las acolo și-l răsfoiesc la nevoie. Ori să-l porți cu tine sau să-l iei sau un copil la școală, dacă are nevoie să-l ia, păi nu-l mai consultă, nu-l mai ia, că este incomod. Și astea patru volume, dar tot sunt destul de... Așa...
până la urmă toate patru, dacă le iei, sunt cam incomod de purtat, de dus, de... Da, sunt și grele, sunt masive, dar dacă școala, biblioteca ar avea acest dicționar și noi sperăm să intrăm în posesia acestuia cât mai repede, oricine poate merge. Da, este sala de lectură, este, da, consult, te duci, mergi, vezi. Da, mulțumim departamentul pentru relația cu Republica Moldova, pentru că a fost generos și a asigurat, da, exact, editarea a 850 de exemplare, 4 volume. E o mare bucurie pentru noi că s-a putut întâmpla acest lucru. Și în felul acesta am lărgit foarte mult cadrul. Noi publicam cărți în 100-200 maxim de exemplare și nu pătrundeau cărțile astea la școală, la bibliotecă, așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Acum 850 de exemplare de dicționar vor ajunge la cititor și... Cel puțin prin biblioteci. Și bibliotecile școlare, sătești, să fie cel puțin un exemplar. Nu știu câte biblioteci sunt în țară în general, dar în mare parte cred că o să ajungă. O să fie distribuit. Da, o să ne asigurăm și noi că ajung dicționarele la cititori și că sunt un instrument util pentru toți cei interesați. Dacă mai aveți vreo recomandare pentru cititor, doamna Vulpe, vreun îndemn, vreo sfat, că suntem la final de emisiune și înainte de a zice la revedere, să le spunem un gând de final telespectatorilor noștri. Să consulte cât mai des dicționarele. Asta este îndemnul la care, pentru că ăsta a fost scopul emisiunii, am prezentat dicționarul și, într-adevăr, să-l consulte și să, în felul ăsta, să pătrundă în subtilitățile limbii, subtilitățile vocabularului și să asimileze în mod conștient vocabularul limbii și să-și ridice, într-adevăr, nivelul de cultură prin și nivelul de exprimare corect în limba română, fără doar și poate. Da, să se înarmeze cu norma. Că asta, da, se vorbește asta oricum. Se aud printr-o leibus, aud pe stradă un cuvânt în rusă, altul în engleză, cuvinte deformate. Da, accent greșit. Da, o sintaxă întortocheată și modul în care pătrunde în limbă un cuvânt, în dicționar, da, este justificat din punct de vedere științific cu argument etimologic, cu argument științific și dacă dorim să fim așa mai originali în exprimare, să apelăm la... Cât mai des? Da, la noutățile dicționarului, la neologisme. Am văzut că sunt destule, sunt foarte multe. Sunt și englezisme, exact, care au miza lor și le putem utiliza, fiind corecți din punct de vedere lingvistic și să evităm toate aceste hibridizări absolut nejustificate pe care le se întâmplă să le auzim pe stradă, să le... Spunea cineva că trebuie, atunci când vorbim, trebuie să vorbim în prezența unui dicționar. Adică este clar, da, care este rolul, da, dicționarului, oricărui dicționar, nu zic dicționarul de față sau oricare dicționar este. Mi-a plăcut și un citat din Gheorghe Bulgăr, ca să spun la sfârșit. Nu există dicționar perfect, după cum nu există unul imperfectibil. Toate sunt perfectibile și toate sunt de folos. Toate sunt utile. Da, și limba fiind un proces viu, dinamic, mereu și mereu ne oferă provocări și surprize și ne îndeamnă să ne
ajustăm discursul la normă, la ceea ce filtrele despre care vorbeați noastră legitimează și includ în dicționar. Vă mulțumesc, doamna Vulpe, și să ajungă, așa cum spuneam, acest dicționar pe mâinile celor care au nevoie de a învăța, da, și de a cunoaște norma. Să fie un instrument util pentru toată lumea și dumneavoastră succese și noi și noi realizări științifice. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru întreținere, pentru interviu, pentru discuție, pentru invitație și succese ne dorim.